Băi, băi, acum l-au cânturile. Băi, nu te pe ala. Nu să nu ești ura acum, mă. Nu-i mai lua niciun ura. Să-ți facă cu ăsta. Nu sunt sigur. Băi, vine 20. Mamă, mă, băi, e o oră. Și dragi spectatoare, în seara aceasta plăcerea ne-i mare, căci martor veți fi, liniște de păstrați, ai unui spectacol cu actori talentați. Săracii muncit au de s-au prăpădit la roluri să învețe, dar n-au izbutit. Degeaba regizorul vreme le-a dat vreo 5 luni de zile timp de învățat, căci de la o vârstă mintea se încurcă, la 50 de ani memorie scurtă. Steroizi cu bere au tot gâlgrit, dar să țină minte, tot n-au izbutit. La IATC, cei trei sunt studenți, sunt anul întâi, dar sunt perseverenți. Talentul în ei este clocotitor, dar să țină minte, nu-i deloc ușor. Deci, urâți prieteni și dragi spectatoare, noi toți vă rugăm puțin tică răbdare. La sfârșitul piesei să ne aplaudați, căci chiar dacă veți vrea, nu veți fi rambursați. Pe lacul albastru pârie o barcă. Motorul Yamaha se năbușe parcă. Vaporul cel roșu lunecă ușor, capitanul cârmește privind gânditor. Lângă el secundul, bunul camarad, vestea de salvare repede a îmbrăcat. Lacul e oglindă, dar o groasă ceață învăluie puntea dis de dimineață. Noaptea e pe sfârșite, soarele răsare, un punct roșiatic se vede în zare. Conuri de lumină, străba ceața groasă, ca zeci de pumnale în vapor se îndeasă. Totul este mistic și plin de mister. Aburi calzi din apă se înalță spre cer, clipocii de valuri ce rămân în spate, iar luciul oglinzii le înghide pe toate. Nu tu o mișcare, totul pare sfânt, un peisaj chimeric aici pe pământ. O pasăre scoate un sunet bizar, pe maluri copacii din ceață răsar. Capitanul strânge cârma mai tare, gâtul îi se umflă, emoția-i mare, simte cum zvâcnește tâmpla-i argintie, inima-i se zbate în piept cu tărie. Deodată secundul sări în picioare. Băi, capitane, acolo în zare! Auzi un zgomot și văd o togoale. Cred că acolo în apă e un pește mare. Însă capitanul, suflet de artist, strânse cârma tare și-l privi cam trist. Ai sărit. Am sărit. Am să sar o verigă. Ok, deci continuăm. Secundul prozaic zice cu plăcere. Ce zici, capitane? Frige în primavere? Însă capitanul, suflet de artist, strânse tare cârma și-l privi cam trist. Vai, sărman de tine, suflet muritor, crezi că acum mie de bere mi-e dor? Și, stergându-și ochii cu inima grea, zise lui secundul. Haide, dă-o în coas. Câte avem pădere? Zise capitanul. 6 de căciulă, dita mai mărmanul. Să o luăm bătrânește, un pește, o bere.
zise iar secundul zâmbind cu plăcere. Geamă de plăcere se aude în ceață. Bună e o bere, dis de dimineață. Lunecă vaporul, calm pe apa lină, astfel atmosfera de mistere plină. A trecut de nouă. Soarele e sus. Berea e păsfârșită și ceața s-a dus. În culer, cinci pește așteaptă cu minți să le facem poze ținându-i de dinți. Ce faci, capitan? Nu mai zici nimic? N-ai tu chef acum să bătim un pic? Ne-am luat de, știi tu, unul din panduri, urmai de Tudor, luptând în păduri. Băi, nea, capitane, știi, mie nu-mi place. Că-s ia de tine și că nu-ți dă place. Bă, aia nu-i place, aia nu-i convine, face orice face și să ia de tine. Că el nu te știe cât ești de artist, cât ești de sensibil, cât ești tu de trist. De te-ar ști mai bine ar câștiga avere. Ce zici, capitale? Mai frige mămele? Bine zici, iubite. Bunul meu secund. Haide, scoate berea. Bă-o până la fund. Ce bângui acolo, scumpe madelot? E ultima bere. Asta este tot. Vai, nenorocire. Asta nu se poate. Ce-ai făcut aici? Le-ai băut pe toate? Nu prea luminate. E cum am vorbit. Cum am prins un pește, o bere am gălbit. Păi, dar ce ne facem? Eu cred că o să mor. Uite-te în zare, vezi vreun de palmior? Haide, ia binoclu. Uite la vapor. Vreun vapor cu bere, prin radă, prin port.